Bărbatul nu a mai ajuns acasă peste noapte. Alarmată, familia acestuia a alertat autoritățile. Am fost după Buriț. Și când... Ieri ne-am despărțit și pe la ora 4 m-am întors după el, l-am strigat și nu l-am găsit. Iar aseară m-am dus acasă la el și nu era. Și așa cu dimineața am venit cu fata și cu ginerii lui după el. Ce credeți că a făcut? O alunecat pe frunze și a căzut de pe o stâncă jos. Polițiștii criminaliști, pompierii, salvamontiștii și un echipaj al ambulanței au plecat în căutarea bărbatului. După mai bine de 2 ore de căutări, l-au găsit fără suflare. Încă de aseară, de când a constatat dispariția lui, trebuia să anunțe prin numărul unic de urgență 112 și poate, dacă porneam căutările de aseară, poate avea o șansă să-l găsim în viață. Misiunea salvatorilor de a recupera cadavrul a fost și ea dificilă, din cauza locului greu accesibil în care a căzut bărbatul. Nu am avut cum să ajungem nici cu un ATV, cu mașina de la pompieri sau cu... Foarte dificil, trebuie să-l cărăm cu targa UT care o avem noi în dotare de la salvament. Destul greu, pe albia râului, drumul rupt, destul de greu. Trupul neînsuflețit al bătrânului a fost trimis la serviciul de medicină legală în vederea efectuării necropsiei. Oamenii legii așteaptă expertiza medicilor, însă spun că nu există suspiciuni cu privire la moartea bărbatului.